pentru un weekend în familie, în fața unui televizor, un fast food un pic mai sănătos și, de ce nu, și un pic de post. Ce gătim astăzi? Falafel, facem așa, Israel, bucătărie libaneză, ceva de genul, da? Din părțile și alea. Și să facem o vânătă crispy cu un sos, dacă putem să-l numim tzatziki. N-a să facem un tzatziki, dar un fel de tzatziki. Primul lucru care trebuie să-l faceți, foarte important, năutul. Năut uscat, pus la înmuiat pe o noapte. Da? Ia că așa arată, umflat, frumos. Procedura numărul 2, care trebuie neapărat de făcut, luați așa un prosopel și năutul trebuie uscat bine, 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 bine. Așa, ia. Îl închid frumos. Dar știi ce-mi să te rog? Din cuptor să-mi dai o tavă. Un pic l-am uscat în prosop, după care facem în felul următor și o punem un pic în tavă. Uite așa. Năutul a fost hidratat neapărat și trebuie uscat de umiditatea în exces. Da? Ori bine, bine cu un prosop și cuptorul. Cuptorul îl puneți la 100 de grade și timp de 10 minute îl punem un pic în cuptor să se usuce. Trebuie să fie uscat bine, bine. Înmuiat, umflat, după care merge un pic uscat. Întindem năutul frumos și mergem la cuptor 10 minute la 100 de grade. Cred că toți adoră crispy strips de la KFC. Nu? Dar noi să facem un crispy din vână. Uite așa, în vânătă frumos și o curățăm. Crispy-le puteți să faceți și din dovleac, adică din toate legumele. Legumele cele mai preferate. Ei din vânătă mai tare îmi place personal. Coaja puteți să uscați, după care să dați la un blender și să faceți un praf negru asta pentru bucătarii profesioniști. Îl folosești ca decor. La farfurii. Uite așa, vânătă o tăiem. Așa. Întâi de vânătă. Și acum o presurăm cu un pic de sare. De ce să faci procedura asta însuși cu vânăta? Ca să eliminăm un pic din amărăciune. Hai, între timp să curățăm și ceapa. Așa, ceapă albă. Așa, cu ajutorul la un robot de bucătărie. Eu îl am aici, unul așa. Uite așa frumos. Luăm ceapa. Eu cred că e mult ceapă. Să luăm o pătrâne. Uite așa, ceapa înăuntru, un pic de zest de lămâie pentru o aromă mai interesantă, mentă, un pic de busuioc am pus, pătrunjel cât mai mult și usturoi, așa, este. Năutul uscat, mergem în blender. Ia uitați-vă și la vânătă, vezi cum a început să elimine apă? Jus on fe, pasul următor și foarte, foarte important. Foarte important. Știți ce n-am pus, nu? Un pic de sare. Este când vine. Toată compoziția noastră o adăugăm, uite așa. Un lucru foarte și foarte și foarte important este, uite așa, să apăsăm bine. Uite așa. Așa, să eliminăm tot aerul. Uh-huh. Așa, folie. Pelicula o pun aderent. Da? Să nu se oxideze. Și acum, la frigider, pe vreo 2-3 ore. O trecut în jur de jumate de oră, cât am pus falafelul la frigider, da? Începem ușor, ușor să gătim uleiul. Uleiul pentru vânăta noastră. Ulei de floarea soarelui, perfect. Puteți folosi și ulei de măsline, nu e o problemă. Ideal, ulei de arahide. Da, noi în Republica Moldova avem ulei de floarea soarelui. Mult, mult, mult. Deci, ca să facem crispy de vânătă, făină, 1:1 cu amidon de porumb. Ca să fie partea externă un pic mai crocant. Și putem să adăugăm, după care, apă. Hai să aromatizăm aici, să vedem cu ce avem noi. Un pic de paprika fumată, văd eu aici, un pic de piper. Uite așa o consistență, da? De aluat un pic mai apos. Este aluat clasic pentru a face ceva în tempura. Iarăși, doriți ceva mai crocant? Făină de orez. Perfect în cazul dat. Eu n-am găsit făină de orez, de asta și-am mărs pe jumate făină, jumate amidon. Mai este metoda după care le scoți aici, este panko, făina și crocantă japoneză. Încă mai crocant se primește, dar mie îmi plac așa. Scăm vânăta frumos, uite așa.
dehidratăm, scoatem umiditatea în exces sau amărăciunea pe care o are vânăta. Vânăta înăuntru, let's go. Ulala. Je vous en fais. À la maison. Facem tzatziki? Vrei să facem tzatziki? Vreau să-l tai foarte, foarte subțire. Nu o să-l dau pe-n răzătoare, dar o să-l tai cu bulețe mărunt, mărunt, mărunt. Așa o să fie mult mai crocant. Stăieți cu bulețe. Nu văd nicio problemă. Dați-l pe răzătoare, îl stoarceți frumos și let's go. Ce am avut aici? Iaurt vegetal. Un pic de mentă pentru a face un pic mai proaspăt. Uite ce frumos. Castravetele iubește menta la nebunii. Ca și eu, femeie. Little bit of mentă. Un pic de zeamă de lămâie. Uite așa frumos. Și nu în ultimul rând, usturoi. Sare. Și un pic de piper. Apă iaca, măjora, unii ascunsă viața. Sosul nostru o să fie fantastic și superb pentru vânătă, totodată și pentru falafel. Un vas larg, frumos, cu un pic de scotex, în felul următor. Începem cu vânăta, după care finisăm cu falafel. Ca să facem vânăta asta crunchy, mai crunchy, mai crunchy, așa m-am gândit eu că vreau vânăta asta un pic mai crunchy, așa să adăugăm aici un pic de amidon de porumb. Nice. Hai că facem jumate așa, jumate așa. Jumate pin, jumate nu, ca să vă arăt și diferența. Hai să încercăm acum tempura și amidon. Asta să fie super mega crunchy. Doar că uleiul smulderește repede. Că-i făină. Diferența, o vezi? Oh, crunch. Asta e un pic mai moale. Un pic mai moale, concret. Deci, domnul Ion, am murdărit uleiul și facem în cazul dat. Îl spălăm sub apă caldă. Da. Așa. Hai glumă, ai glumă, dar lucrul e sfânt, băieți. Un pic de sare peste vânăta noastră. O trecut 4 ore, mai puțin de 4, dar noi încercăm, că noi ne pricepem. Trebuie gătit, dar trebuie de gătit și cu economie. Lăsăm câteva minute uleiul să se așeze, să liniștească, da? Și toată făina o să se depoziteze de sub și doar îl filtrăm în altă recipiență, în altă tigaie. Și gătim falafel. Uite așa un vas. Sos, aleg de sos. Eu like the sauce. Facem plating-ul pentru toată familia. Apropo, metoda de a găti, adică prăjirea în ulei, e unica metodă care îți ia toate papilele degustative. De asta și ne place așa de mult. Tot ceea ce-i prăjit. Sunt? Filtrăm nițel uleiul. Nu e chiar bine filtrat, dar în schimb ca să aveți o idee despre ce vorbesc eu. Dacă se prăjești la o temperatură corectă, între 180-185 de grade, da? 170 în cazul la floarea soarelui, uleiul se menține deschis, nu se arde. Toate uleiurile, adică toate grăsimile care depășesc punctul de fum, devin cancerogene. Până atunci, n-avem treabă. Nu-mi place cum arată vânăta asta și am să mă fac de cap cu un pic de paprika fumată. Vezi, când îl presez bine, cu lingura poți să-l iei și să-l tai și atunci poți să-l prăjești direct așa. Hai să încercăm. Ce, bosul, da? Ce, ce faci? Nimic, numai ce am venit de la școală. Cum, la școală? Bine. Te-ai ok? Da. Ai fost la cinema? Încă nu, la 3. A, la 3 te duci. Fugi! Țuști, 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 țuști! Te-ai gândit vreodată că îți mănânci la comerzan acasă falafel? Miroase bine, a? Până când se prăjesc în ulei, până când devin, uite așa, rumeni. Da, în jur de 3-4 minute pe o parte. Inițial, când am descoperit și eu rețeta de falafel, am rămas așa un pic uimit, știi? Că deseori suntem obișnuiți ca înăutul să fiarbă 2 ore. Iar și noi le-am făcut, am făcut rețeta cea mai simplă posibil. Weekend frumos în familie.
Un cacao. Un pic greu de făcut, dar e pur și simplu fantastic. Falafelul lov, vânăta. Paprika. Îi dă level 20-100. Bun. Ah, mersi, domnul. Ne vedem vinerea viitoare, să aveți un weekend frumos și gustos.